În tradiția populară legată de sărbătoarea Crăciunului, la mare cinste se află bucatele preparate în casă. În unele sate românești, ritualul tăierii porcului este respectat cu strictețe, fiind imediat urmat de prepararea cărnii. Chiar dacă mai sunt 10 zile până la Crăciun, unii au început să sacrifice animalele din acest weekend. Domnul Vasile s-a apucat de treabă încă de la primele ore ale dimineții. Nu neapărat trebuie respectat să tăiem porcul în ziua de Ignat. Fiecare în timpul liber, în limita posibilităților. Dar, spre exemplu, pentru dumneavoastră este mai convenabil din punct de vedere al prețului să tăiați porcul aici acasă decât să cumpărați în marile magazine? Păi este. Două case mai la vale, forfota este în Toi și la familia Baicea. Litul porcului durează cam în jur la vreo oră, așa, și după aia, după ce s-a pâlit, așa se pregătește pentru spălat. Desigur, ca toată treaba să meargă ca la carte, domnii au nevoie și de un imbold, mai precis ceva cald pentru a face față temperaturilor de afară. Mâna dreaptă a celor care au înjunghiat porcul, care îl taie, care duce treaba până la sfârșit, o țuică fiartă, un vin fiert, o cafeluță, un ceai fierbinte, ca să meargă treaba bine. După ce porcul a fost bine spălat, domnul Vasile are câteva trucuri pentru ca șoriciul să fie moale și gustos. Ați pregătit și o pătură, mai exact pentru ce este? Pătura înăbușește sarea care este pe porc. Deci el aburul cald din porc înăbușește sarea deasupra și trage sarea în grăsimea și în toate astea ale porcului. Odată curățat și porționat, este rândul gospodinelor să intre în acțiune și să prepare bunătățile specifice. Cârnați, caldaboș, piftii, de toate, pentru toți. Și cam cât durează pregătirea acestor preparate? Nu mai durează, că de acum de începutul, ispravitul, nu știu când o fi. În aceste condiții, masa de sărbători va fi plină cu bucate tradiționale.